Eliza, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Oh, 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 oh. De la Neața deranjăm! De când așteptam o astfel de voce? Eliza? Da? Am impresia că ești cam alintată. Puțin. Mm. Mm-hmm. Te-au mințit ai tăi când erai mică, cumva că ești o prințesă? Vezi? Aici greșesc. Mulți. Da? Și după aia stai și ăla de pe calul alb tot nu vine. Sau vine, dar e negru, calul. Câți ani face Eliza? 20. Păi de-aia, vezi? De ce vrei la 20, mă, băiatule? Îi trebuie prins la 20. Uite aici, la postăvar. După plimbarea asta a rămas soția gravidă. Bă, dar tu iei muntele în serios? Da. Să ai mare grijă, Eliza, să nu mai umbli așa goală pe postăvarul. Nu știi niciodată. A și căzut de două ori în zăpadă, Gabriela. Și nu știu ce, sper că erau schiuri ridicați de acolo. Deci știți că Eliza se uită la Neața de la 6 ani. Eliza, bună dimineața! Ce făceai când te-am deranjat la telefon? Păi abia mă trezisem. Ne cerem scuze. Ce plan ai pentru azi? Păi... momentan. Momentan. Ce fac oamenii la 20 de ani? Că vreau să știu și eu. Ce făceam și noi? Nimic. Cum nimic, bă, țărane, că mergeai la radio de dimineață. Da, dar tot... Da, nimic. Tot nimic. Pentru stai neamurile întreb, noastre pierdeam timpul degeaba. Să întreb ca o rudă mai săracă de la țară. Ai și tu pe cineva care să te plimbe de mână în parc? Păi, azi nu. Azi nu? Da. Bine. V-ați despărțit ieri? Nu, acum ceva timp. Mm. Și regretă? El, nu tu. Păi el, da, eu nu. Așa fata mea. Așa e la 20, așa e și la 26. Da. O să nu uitați că într-o despărțire sunt de vină amândoi, și el da. Și maică. Exact. Și da. Când vezi că va răsări următoarea? Bă, dar unde te duci? Lasă-o, da, de luți, da, și ești tata aia. Când, Eliza, hai să vorbim sincer. Nu știu la ce școală e, în ce. Am văzut și care e profilul tău bun. Bărbie stânga. Când crezi că se va ivi următoarea? Păi momentan nu mai e nevoie, poate ceva timp. Deci nu... bun. Treabă și tu la ce școală să o fii, la ce vrea să facă. Ce studiezi, Eliza, ca să știm dacă ai șanse să întâlnești pe cineva? Păi eu fac cursuri de asistent medical generalist. Faci cursuri de asistent medical generalist. Așa vorbesc acum tinerii, ca să facă economie la cuvinte. Deci un doctor. Deci deci o să fie bine. Ce ai dori? Un orelist, un chirurg, un... Un cardiolog, un dermatolog. Ce nu? Popă, dragă, popă. Dacă e la asistente medicale. Luați-mi meserii mai nobile. Te pupăm. Și eu am costum de asistentă medicală. Nu. Da. Știi cu unul care e în Sucoba, era răul așa și treabă unul. Este vreun medic aici, era unul, dar era rău. Ce este vreun doctor aici, ceva? Și unul zice, da, eu doctor. În ce sunteți doctor? Zice, matematică. Păi nu, domnule. E bine ce că ăsta moare, ci minus unul. Eliza, te pupăm, mulțumim că te uiți la Neața. Piesa asta e pentru tine și numai pentru tine. La mulți ani!